Aleluia, slăvit să fie Dumnezeu! Cine se bucură că este în casa Domnului astăzi? Ce har să fim aici împreună în casa lui Dumnezeu, să ne bucurăm împreună cu Sfinții. Înainte să ocupăm locurile, în schimb, vreau să citim un verset care se găsește scris în Romani, capitolul 3. Și vreau să-l citim cu toții. Nu numai ce este roșu, ci absolut tot, că e foarte scurt. Să-mi spuneți dacă sunteți gata. Roman, capitolul 3, versetul 23, cu toții. Înainte să ocup locul, spune celui de lângă tine, între ăștia toți sunt și eu. Da. Dacă ai venit aici să asculți ceva... Dacă ai venit aici să asculți așa ceva de bine... Am început puțin așa mai colțuros, pentru că vorbim astăzi despre păcat. Mi-am adus aminte de un olandez, era în Amsterdam în timpul celui de-al doilea război mondial și după ce s-a terminat războiul, se duce la, era catolic, se duce la preot, la părinte, ca să se confeseze, să se spovedească și spune, iartă-mă, părinte, am păcătuit. Ce ai făcut, fiule? În timpul războiului am găzduit un evreu la mine sus în pod. Păi și care-i treaba? Asta e foarte bine. Da, dar vezi că i-am luat 20 de gulden pe săptămână. Preotul spune, nu e așa de bine, dar ai făcut-o pentru o cauză bună. Olandezul spune, Doamne, slavă Domnului, părinte, îți mulțumesc, îmi ușurează conștiința. Dar, părinte, mai am o întrebare. Ce este, fiule? Trebuie oare să-i spun că războiul s-a terminat? Astăzi vorbim despre un lucru care ne afectează pe toți. Pentru că întrebarea asta, mai mare sau mai mică, o avem cu toții. Am început seria asta de predici vorbind despre har. Și harul, am înțeles că este contextul în care trăim cu toții. Nu-i așa? Este cineva aici care n-a simțit căldura soarelui săptămâna asta? Este cineva aici care n-a respirat oxigenul pe care Dumnezeu ne l-a dat? Este cineva aici care nu s-a bucurat de ceea ce Dumnezeu a făcut săptămâna asta? Nu există. Toți, contextul este harul, mila lui Dumnezeu, pe care nu o merităm și care se arată în fiecare zi pentru noi. Asta e contextul. Astăzi vorbim despre problema noastră cea mai mare. Și asta este păcatul. Și abia aștept duminica cealaltă când vor vorbi despre soluția lui Dumnezeu, care evident majoritatea o știți, și anume jertfa lui Iisus. De ce oare însă avem nevoie de har? Și de ce vom vedea data viitoare este așa de mare nevoie de jertfa lui Hristos? Din cauza păcatului. Pentru că păcatul este dușmanul nostru numărul unu. În primul rând, haideți să vedem ce este păcatul. Am citit cu toții versetul acela arhicunoscut din Romani. Păcatul este în primul rând universal. Căci, spuneți voi, toți au păcătuit. Căci toți au păcătuit. Nu este niciun asterix, am căutat și în manuscrisele care au mai rămas. Nu este niciun asterix acolo și la subsol să fie Fecioara Maria, Sfântul Petru, Sfântul Ioan. Nu, nu este. Căci toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adică nu au gloria celui care ne-a creat. Toți au păcătuit, în primul rând. Apoi, păcatul aduce cu sine condamnarea. Indiferent de ce păcat vorbim, și o să discutăm azi despre lucrurile astea, dacă sunt păcate sau păcățele, indiferent ce păcat am comis, păcatul aduce condamnarea. Și ce este condamnarea? Condamnarea este moartea. Roman 6 cu 23. Pentru a evita păcatul, trebuie să înțelegem exact ce înseamnă păcatul. Cum definește oare Biblia păcatul? E bine, cea mai clară definiție o găsim scrisă în epistola lui Ioan, Ioan apostolul iubirii, cel care a trăit până la 99 de ani, cel care s-a odihnit cu capul pe pieptul lui Iisus. El spunea în felul următor: oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este ce? Spuneți voi. Fără de lege.
fără de lege. Fără de lege. Păcatul este de fiecare dată când ești în afara legii. Hai să vă dau un exemplu, că tot am venit ieri cu trupa de închinare de la Vatra Dornei. Când mergi cu mașina pe stradă, în localitate, dacă treci de 50 de km la oră, ești, spuneți voi, fără de lege. Nu credeți asta? Păi încercați și vedeți ce se întâmplă când vă prinde radarul. Nu m-a prins, slavă Domnului. Dar dacă ești peste 50 de km la oră, indiferent ce mașină ai, ce urgență ai, cine este în mașină, ești fără de lege. Ești în afara legii. E bine, păcatul este de altfel încălcarea legii. Acum întrebarea este, cine este dătătorul legii? Spuneți voi. Dumnezeu, El este Cel care a dat legea. Înseamnă că o încălcare a poruncilor Lui este o ofensă adusă legiuitorului. De asta când te prinde radarul, amenda o dai statului. Deci statul a stabilit ca în localitate limita să fie 50 de km la oră. Nu o dai polițistului, slavă Domnului că au trecut vremurile alea, amin? Dacă nu credeți asta și vreți să mai întoarceți puțin timp, mergeți în Republica Moldova, deși de așa acolo s-au început să se rezolve lucrurile. Dar de fiecare dată când păcătuiești, tu ești fără de lege, eu sunt fără de lege și orice ofensă este împotriva lui Dumnezeu, care este legiuitorul. Sensul termenului hamartia, în greacă păcat este hamartia, este o nereușită a atingerii obiectivului. Îmi place cât de precisă este limba asta în care se ascunde Scriptura. Nu cred că se ascunde la voia întâmplării în limba asta. Deci un lucru care este greșit, este o ofensă, o încălcare a legii divine în gândire sau în faptă. Este de fapt privarea mea de atingerea, ca să ating adevăratul scop. Ok? Păcatul nu înseamnă numai lipsa prezenței lui Dumnezeu, cum ne-am obișnuit să gândim noi, ci este o realitate interioară, dacă vreți. O deformare a naturii umane și o putere malignă care ține individul legat. Dar ce îmi place mie foarte mult este că păcatul, definiția asta sau vizualizarea aceasta, păcatul este ratarea țintei. Cine este cel care dă ținta? Am vorbit, cel care a dat legea este Dumnezeu. Și așa cum spunea psalmistul că copiii sunt săgețile în tolba părintelui, așa fiecare om este o săgeată în tolba Dumnezeului Creator. Am mai vorbit noi aici când am discutat despre scop, că faptul, unicitatea ta arată spre scopul tău, spre sensul tău. Dacă fiecare de aici are o amprentă diferită de celălalt, ceea ce este adevărat, amprenta ta este unică, nu numai acum între cei 8 miliarde, ci este unică în univers. Nimeni care a fost, care este sau va fi, nu va mai fi ca tine. Nu va avea o amprentă identică cu tine. Asta ne duce cu gândul și cu înțelegerea la faptul că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu scop unic. Și ratarea țintei, ceea ce înseamnă păcat, vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Este ca un arcaș care scoate săgeata, o pune în arc și vrea să o dea acolo, pentru că aia este ținta, pentru aia te-ai născut. Și Dumnezeu trage și săgeata, în urma păcatului, în loc să meargă acolo, se duce tocmai în partea cealaltă. Cât de fericit credeți că este arcașul? Cât de mulțumit este arcașul când vede că săgeata, în loc să meargă încolo, merge în altă parte? Ce este interesant este că orice păcățel, păcat mai mic în mintea noastră, că nu există păcat mic sau mare, orice păcățel duce la o deviație așa de mică, cu ochiul liber, dar atât de mare în ceea ce privește atingerea țintei. Știți foarte bine că
naveta spațială care pleacă spre Marte, dacă are o mică deviație de aici, de pe Pământ, poate să ajungă pe Lună. Deși deviația este insesizabilă cu ochiul uman. Din fericire. Și vreau asta să vă spun înainte de a merge mai departe. Dumnezeu are un plan de a ne elibera din sclavia păcatului. Amin? Ești bucuros pentru asta? Yes. Foarte bine. Așadar, a păcătui înseamnă arăta scopul sau ținta sau a te răzvrăti. A respinge ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Neprihănirea, în schimb, înseamnă că trăiești în conformitate cu standardele drepte și corecte ale lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă că eu sau tu nu reușim să trăim conform acelor standarde. Hai să vedem de ce păcatul este așa de grav. Pentru că este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Gravitatea este maximă, pentru că Dumnezeu are o lege. Cuvântul grecesc pe care îl găsim în Ioan și care definește fără de legea este anomia. A înseamnă împotrivă și nomos înseamnă lege. Anomia este împotriva legii. Așa definește Ioan păcatul. Fără de lege înseamnă împotriva legii. Deci orice păcat comitem ne scoate automat din afara legii lui Dumnezeu. Ne pune în inamiciție cu Dumnezeu. Suntem dușmanii lui Dumnezeu. Așa spune și Scriptura. În Vechiul Testament, la fel, avem această definiție a păcatului care vorbește așa, în ebraică pentru păcat este abar, care înseamnă a trece peste, a ignora, sau peșa, care înseamnă răzvrătire sau revoltă. Cunosc oameni care... Aș vrea să spun că puțini, dar nu sunt puțini. Aș vrea să spun că oameni pe care i-am cunoscut de mult, dar nu numai cei care i-am cunoscut de mult, ci sunt mulți care îi cunosc și astăzi. Aș vrea să spun că sunt numai bogați sau numai săraci, dar sunt din orice spectru social, care au venit și mi-au mărturisit și au zis, dar mi-a vorbit un proroc. Serios? Cum adică ți-a vorbit un proroc? Da, mi-a vorbit un proroc. Sau alții au zis, am avut vise, de asta am păcătuit. A fost visul și eu am crezut că e de la Domnul. Biblia spune că orice trecere peste lege, adică peste ce este scris aici, este păcat. Este păcat. Orice trece peste Biblie este păcat. Pavel vorbește în Galateni și spune și Corintenilor la un moment dat. Dar Galatenilor spune așa de bine și spune, dar chiar dacă noi înșine, sau un înger din cer, ar veni să propovăduiască o evanghelie diferită de aceea pe care am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică blestemat, aruncat în afară, lepădat. Așa că orice mesaj care contrazice cuvântul lui Dumnezeu, evanghelia pe care au predicat-o apostolii, este un mesaj care vine de la cel rău. Păcatul, în schimb, se comite și am mai vorbit lucrul ăsta mult când am studiat împreună Corinteni. Păcatul se comite la nivelul gândului. Un gând mic pe care îl întreții acolo ascuns și țineți minte, vă spuneam că îl duci de la o tâmplă la cealaltă și te culci și tot te gândești și tot îl rumegi. Ăsta este ca aluatul care începe să dospească și când se coace, se face mare. E bine, când păcatul acela ajunge matur la nivelul gândirii, se vede pe fața omului. Este și o vorbă pe care noi am luat-o de la evrei. Se spune, i-a căzut fața. I-a căzut fața. Noi o folosim că cumva s-a mirat, dar Biblia vorbește despre altceva. Ce i-a spus domnului Cain când acesta s-a hotărât în inima lui să-l ucidă pe fratesul Abel? Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața. În ebraică scrie acolo, de ce ți-a căzut fața. Nu e așa, îi spune Dumnezeu. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, atenție, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.
Dorința lui se ține după tine. Ai gândul ăla, îl porți prin minte. În loc să îl mărturisești înaintea lui Dumnezeu sau înaintea unui om al lui Dumnezeu, da? Adică trebuie să-i spui evreului să termine războiul în mare, da? Nu trebuie să-l ții acolo, încă închis, sus, la tine în casă. Trebuie să-l mărturisești imediat, cât e mic. Dacă nu faci chestia asta, Dumnezeu spune, dorința lui se ține după tine. În mod permanent avem această dorință în noi, în natura aceasta pământească, care trebuie neapărat răstignită, dorința să păcătuim. Pentru că asta spune Dumnezeu aici. Cain și-a dat seama că jertfa lui Abel a fost primită înaintea lui Dumnezeu. S-a mâniat pe chestia asta, a fost gelos, a fost invidios pe fratele lui. Și Dumnezeu vede această insistență a lui Cain să păstreze gândul acela și spune, ai grijă că păcatul este întotdeauna la ușă. De ce vorbește asta? Pentru că pe acolo intrăm și ieșim. Intrăm și ieșim. Păcatul e tot timpul acolo. Unde? În tranzițiile noastre. Atenție foarte mare. Rutina, am mai vorbit, nu mai țin minte când, rutina este importantă pentru că rutina vine de la Dumnezeu. Soarele are o rutină, luna are o rutină, nașterea copilului, totul are o rutină, da? Când am ieșit din rutină, mergem în vacanță, schimbăm job, atenție, atunci suntem pasibili, foarte pasibili să păcătuim. Acolo este păcatul, la ușă. Tu ai foarte mare atenție. Toți de aici trebuie să gândim în termenii ăștia, pentru că dorința se ține după tine, te urmărește, te pândește, este o constanță prezentă. Nu căuta scuze sau motive ca să-l înfăptuiești. Îmi place psalmistul care fericește pe omul care are iertat această nelegiuire. Psalmul 32. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Și aici e foarte important că noi ne blocăm la prima parte. Și în duhul căruia nu este, spuneți voi. Aici e problema noastră. De asta inimile noastre, de asta nu poți să ai încredere în inima ta. Pentru că inima este nespus de vicleană. Spuneam mai devreme, Cosmin, despre lene și viclenie și retenie. Atenție foarte mare. Păcatul vine întotdeauna cu viclenie. Viclenia sau șiretenia este abilitatea păcătosului de a se ascunde și a se preface drept sfânt și nevinovat. Pavel spune că cei care își spun frați, dar nu fac fapte vrednice, cu ei nici să nu mâncăm. În timp ce iubim pe toți păcătoșii și dorim să vină la Hristos, cei care spun frați, dar trăiesc în fapte nelegiuite și sunt vicleni pentru că vor să portretizeze o altă imagine, ăia sunt periculoși. Ăia trebuie să se pocăiască. Știți că putem încălca porunca lui Dumnezeu, adică putem păcătui în două modalități, în două moduri. În primul rând, cel mai periculos, putem trăi un stil de viață general de fără de lege. Asta înseamnă că în mod constant, voit, noi avem un stil de viață păcătos. Fără niciun gând la legea lui Dumnezeu. Fără nicio mustrare de conștiință. De exemplu, oamenii care iau toate deciziile în funcție de pasiunile lor, de dorințele lor, trăiesc într-o stare continuă de fără de lege. Știți ce se întâmplă cu starea asta de fără de lege? Încetul cu încetul, conștiința începe să fie amorțită. Și vine și spune, eu nu simt că e rău. I feels good. Mă simt foarte bine. Ăștia sunt oameni care trăiesc în fără de lege. Ăsta este un stil de viață. Și atenție, asta înseamnă că deși tu încă trăiești pe pământ, tu deja ești în iad. Pentru că stilul de viață care promovează fără de legea este un stil de viață care nu l-are pe Dumnezeu în centru. Ei sunt în cel mai mare pericol. Apoi, putem călca o anumită poruncă. De exemplu, legea lui Dumnezeu ne învață să nu furăm. Exod 20:15, da? Dacă ignorăm această lege și furăm, am încălcat legea, înseamnă că am păcătuit. Dar obligațiile noastre și ceea ce spune legea este că trebuie să venim la Dumnezeu să ne pocăim de păcatul respectiv, da?
Să nu ajungem într-un stil de viață păcătos. Poți să încalci o poruncă, să te pocăiești, să te întorci și să nu mai faci. Dar dacă continui să faci același lucru, din nou și din nou și din nou, și te găsești tot timpul mărturisind același lucru, din nou și din nou, înseamnă că tu deja trăiești, ai un mod de viață păcătos. E bine, și trăirea într-un mod de viață păcătos și comiterea din când în când a unui păcat au consecințe nedorite. Știți că păcatul are întotdeauna consecințe. Indiferent de ce ai făcut. Asta trebuie să înțelegem toți. Dacă te pocăiești și îți ceri iertare cu intenția să te lași, foarte important asta, că sunt unii care mărturisesc că le pare un pic rău și că sunt rușinați că au fost descoperiți, dar ei n-au nicio intenție să se pocăiască. Dar dacă te pocăiești, te mărturisești, te pocăiești cu intenția să te lași, Dumnezeu te iartă. Amin? Trebuie să credem asta. Însă consecințele rămân. Da. Dacă un om fumează 40 de ani și se pocăiește, după restaurarea lui spirituală, plămânii lui rămân tot distruși. Asta e o realitate. Dacă un bărbat este infidel soției și se pocăiește, merge, mărturisește lui Dumnezeu, mărturisește soției, cu adevărat este transformat, asta nu înseamnă că automat relația cu soția este bună. Relația este distrusă. Dacă ești astăzi tânăr, necăsătorit, stai non-stop pe jocuri, în final te pocăiești, te apuci de lucru, îți găsești o soție, Dumnezeu te iartă. Tu te-ai schimbat, dar anii pierduți nu ai cum să-i mai aduci înapoi. Oamenii păcătuiesc fiindcă sunt confuzi cu privire la consecințe. Fiindcă pentru ei sunt păcate și păcățele. Ei nu înțeleg cum minciuna aia mică, pixul luat de la firmă, îl poate duce în iad. Și ai să zici, wow, e prea dur asta. E chiar adevărat? Mă, principiul de bază este ăsta. Vă rog să vă uitați la mine, pentru că sunt conștient că ce spun e foarte, foarte important și grav. Păcat egal moarte. Punct. Nu există dacă și cu parcă. Păcat egal moarte. De vreme ce păcătuim, toți murim. Și acest lucru îl găsim în mod consecvent în Scriptură. La început Dumnezeu a stabilit acest precedent și a spus că păcatul și moartea merg mână în mână. Da? În Geneza 2, Domnul a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat porunca omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta este prima poruncă și încălcarea ei a deschis cutia Pandorei. Dacă ne apropiem de rău prin păcat, suntem condamnați la moarte. Și asta este o premisă foarte simplă. Dacă păcătuiești, mori. În general, asta înseamnă, în mintea noastră, moartea corporală, fizică, ceea ce este adevărat, dar asta înseamnă, poate să însemne și mai mult, în limbaj popular, mersul în iad, adică moartea spirituală. Da? Astea sunt foarte bine definite în Vechiul Testament, dar hai să vedem ce spune Noul Testament. Lucrurile s-au schimbat când a intrat Iisus în ecuație. El spune, Pavel spune așa în Romani 6:23, căci plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. O, binecuvântat să fie numele Său. Toți păcătuiesc, de aceea toată lumea moare. Totuși Iisus este Cel care schimbă lucrurile. Ce a spus Iisus Mariei? Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi murit, totuși va trăi. Aleluia! Cu alte cuvinte, există o constantă care nu se schimbă și asta este moartea fizică. Pentru că am moștenit păcatul de la Adam și Eva, noi toți murim. Da? Oricare ești aici, mai devreme sau mai târziu, că vrei sau că nu vrei, va fi în mormântarea ta. Unul zicea, eu nu vreau să particip. Înțeleg? Good luck, Domnul cu tine. Da? Dar asta este o constantă a tuturor.
Da? Mâncând din fructul oprit, Adam și Eva ne-au ucis pe toți. Asta e o realitate. Că ne place, că nu ne place. Și Pavel vorbește despre asta în Roman 5. De aceea, după cum păcatul a intrat în lume, printr-un singur om, și moartea prin păcat. Și astfel moartea a venit la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit. Căci de asta nu cred în ăștia care au adormit, au ațipit, au fost luați. În Biblie vorbește de doi. Da? Enoch și Ilie. That's it. Dar eu cred că și ăia, procesul transformărilor a însemnat o moarte și cei care vor fi răpiți când probabil se aude trompeta, când vine Domnul, noi toți vrem să fim generația aia care să nu murim. Vom muri, pentru că se va face o transformare instant, aia este altă treabă. Pavel vorbește despre faptul că sămânța trebuie să moară ca să devină o nouă făptură. Amin? Oh, sunt oameni biblicizați aici, I love it. Ok, ce spune aici? Căci înainte de a fi dată legea, păcatul era în lume. Deci, Pavel spune, înainte să fie dată legea, păcatul exista în lume, da? Cu toate acestea, moartea a domnit din vremea lui Adam până în vremea lui Moise. Adică de când a fost neascultarea până s-a dat legea. Chiar și peste cei care n-au păcătuit, încălcând o poruncă. La fel ca și Adam, care a fost un model a celui ce va veni. Deci prima poruncă a fost, nu mânca asta? Adam a spus, eu voi mânca asta. Mă rog, Eva, da, asta e altă discuție pe care o vom face la următoarea conferință de femei. Asta e altă discuție. Nu vreau să intru acolo. Acel păcat a venit cu prețul morții, da? Care a intrat în lume. Legea, totuși, a venit câteva mii de ani mai târziu prin Moise. Ok, și ce s-a întâmplat cu cei de la Adam până la Moise? Pentru că ăștia n-au făcut fără de lege. De ce? Că nu exista fără de lege. Ăștia toți au murit. De ce? Pentru că ei au moștenit păcatul adamic. N-au făcut nimic greșit, n-au călcat nicio lege, dar au moștenit păcatul adamic. Știți ce îmi spune mie asta? Că toți vom muri. Toți cei care se nasc din Adam și Eva, mai devreme sau mai târziu, inevitabilul se întâmplă. Vor muri. Și Biblia ne spune însă că la final, inamicul nostru final, moartea, va fi și ea eradicată. Îmi place foarte mult versetul ăsta. Vrei să-l auziți? Apocalipsa 20. Apoi am văzut un mare tron alb și pe cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au fugit din prezența lui și nu era loc pentru ele. Și am văzut morții, mari și mici, stând înaintea tronului și cărțile s-au deschis. S-a deschis o carte care este cartea vieții. Morții au fost judecați după ceea ce făcuseră, așa cum era consemnat în cărți. Marea a dat pe morții care erau în ea. Și moartea și Hadesul, ăsta este iadul, au dat morții care erau în ei și fiecare persoană a fost judecată după ce făcuse. Apoi moartea și iadul, Hadesul, au fost aruncate în lacul de foc. Lacul de foc este a doua moarte. Dacă numele cuiva nu a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Observați că ultimele două aruncate în lac sunt moartea și iadul, Hadesul, locuința morților. Ultima consecință a păcatului va fi eradicată la final. Doamne, îți mulțumim pentru asta. Nimeni nu va mai muri acolo. Moartea va fi complet eradicată. Nu știu cum sunteți voi, dar eu abia aștept. Și eu, da, și tu. Aleluia. Aleluia. Până ajungem acolo, hai să discutăm de păcat. Sunt toate păcatele la fel? Asta este una din cele mai frecvente întrebări. O întrebare pe care o aud destul de des. De ce o minciună albă? Ați auzit pe asta, minciună albă, nu? O minț așa ca să rezolv cu șeful. La cât ai venit astăzi la servici? Tu știi că ai venit la 8 și 10? La 8, fără 10. De ce o minciună albă este la fel de vinovată ca și are aceeași pedeapsă cu o crimă? Vedeți, cu toții cântărim lucrurile în funcție de preferințele noastre, de cultura în care am crescut. Ce ți se pare ție condamnabil într-o altă cultură, lor nu li se pare absolut deloc. Prin urmare, nu noi suntem cei care stabilim baremul,
Ci Dumnezeu este Cel care stabilește regile în Biblie. Și în Biblie, în Proverbe 11, spune așa: Domnul urăște cântarul necinstit, dar greutățile corecte sunt plăcerea Lui. Cu alte cuvinte, nu există loc de negociere cu Dumnezeu, că lui Dumnezeu, așa cum nu-i place că măcelarul pune carnea și cu degetul apasă ca să-ți dea mai, să dea mai greu, așa nu-i place ca eu sau tu să ne justificăm păcățelele încercând să părem nevinovați. Deci pentru a evita orice confuzie și să răspundem la întrebarea asta odată pentru totdeauna, păcatul s-a transformat într-o întrebare de da sau nu, potrivit Bibliei. Iacov, capitolul 2, fratele vitreg al Domnului, Iacov spune așa: căci cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Mamă! Ții minte la început, eram în Statele Unite și ne vizita mama soacră, care e the best. Am cea mai tare mamă soacră din lume. Și tu la fel, nu? Slăviți să fie Domn. Păi, ai trebuit să faci punctele cu soția, nu? Bun. Good. Și discutam despre Scriptură, un lucru care a frapat-o de la început este, cum adică, adică dacă spui o minciună sau iei o pungă, e la fel de vinovat decât dacă omori pe un om, e aceeași pedeapsă? Da? Bah, nu se poate. Pentru că în mintea noastră nu ne-am obișnuit să fie grade. Sigur că sunt grade, dar gradele au de-a face cu consecințele. Explicația lui Iacov este următoarea. Cel care a dat legea a spus nu numai să nu furi, a spus să nu ucizi. Nu numai să nu minți, a spus să nu prea curvești. Cu alte cuvinte, orice păcat faci este o ofensă la adresa celui care a dat legea. Și ții minte și acum, poate ea nu mai își aduce aminte, zice, păi n-avem niciunul nicio șansă. Exact. Exact. Despre asta este vorba. N-avem niciunul nicio șansă. Prin puterile noastre, nimeni, niciodată, n-are nicio șansă. Poate să-l cheme Francis din Assisi, poate să-l cheme Augustin, poate să-l cheme cine vreți voi. Nimeni nu are nici o șansă. Așa că pentru a evita confuzia, păcatul este o întrebare de da sau nu. Ai păcătuit? Da, vei muri. Biblia e foarte, foarte sigură în chestia asta. În egală măsură, poți să te confrunți câteodată cu nuanțe de gri și în ceea ce privește mântuirea, dar Biblia e foarte clară și spune așa: crezi în Iisus Hristos, Domnul, că El a murit pentru toate păcatele tale. Da. Ești mântuit. Nu este loc de gri. Nu este loc, da, dar trebuie să mai faci ceva. Da, dar trebuie să mai donezi ceva. Da, dar trebuie să mai spui ceva. Da, dar trebuie să te mai duci undeva. Nu, nu. Crezi în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Cel care a plătit pentru păcatul tău și ăla mic și ăla mare. Crezi? Ești mântuit. Asta spune Biblia. Nu avem voie să ne jucăm cu gri. Da? Pentru că toți avem nevoie de mântuire. Deci haideți să vorbim despre Iisus. Cam asta e subiectul meu preferat. Iisus. El este Cel care ne-a scos din mocirla asta. Am înțeles că păcatul este călcarea legii. O ofensă la adresa lui Dumnezeu. Este cel mai grav lucru pe care poate să-l facă un om. Păcatul vine cu durere și cu consecințe. Ce este de făcut? 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. El pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul. Pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Tatăl l-a făcut păcat, adică l-a pedepsit pe cel care n-a cunoscut păcatul. Ca în el noi să devenim dicaiosune, dreptatea sau justificarea lui Dumnezeu. Ăsta este cel mai urât, dar și cel mai frumos verset din Biblie. Nu știu dacă te-ai gândit la asta, ce important e versetul ăsta. Și duminica viitoare o să vorbim exact ce spune versetul ăsta. Că Dumnezeu a luat ce a fost mai sfânt, cel care nu a păcătuit niciodată și l-a făcut păcat pentru noi.
Noi ce suntem al lui Hristos, suntem dreptatea lui Dumnezeu. Când se uită Dumnezeu la noi, îl vede pe Hristos și vede dreptatea lui Hristos. Nu-i lucrul ăsta miraculos, extraordinar, divin? Hristos a murit pentru ca păcatele noastre să poată să fie iertate. Cum funcționează oare asta? E bine, să ne uităm înapoi în lege, foarte repede, ni se spune așa. Când cineva, deci, se face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul, adică să aducă lui Dumnezeu o jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut. O parte femeiască din turmă, și anume o oaie, o capră sau o jertfă ispășitoare. Și preotul să facă pentru el ispășirea păcatului lui. Deci, înainte să-l trimită Dumnezeu pe Iisus, singura șansă pentru evreu, că numai ei erau, restul noi eram păgâni, vai și amar de noi, singura șansă ca păcatul lor să fie iertat, ei trebuiau să meargă cu un animal care să fie sacrificat, sângele lui stropit, și prin sângele acela, omul respectiv, evreul, să fie iertat, să fie făcută ispășirea. El tot murea, pentru că era fiul lui Adam, dar sângele ispășea păcatul. Dar o singură problemă. Că nu-l făcea pe el desăvârșit, pe evreu. Evreul trebuia să, în fiecare an să meargă să facă acest ritual. În fiecare an. Uitați ce spune apostolul în Evrei. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate face niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce le aduc, se apropie. Astfel, n-au încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită în fiecare an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatele. Apostolul Evrei explică aici că sângele animalelor nu poate ține loc sângelui nostru. Cu alte cuvinte, dacă ai păcătuit, numai sângele tău poate să spele, poate să ierte vina. Problema că dacă ne varsă sângele, murim și noi, nu? Aici este o problemă. Și Dumnezeu ce a făcut? Temporar a dat acest sistem de jertfe. Dar asta nu desăvârșește omul, asta nu schimbă omul. În fiecare an ei trebuiau să meargă din nou și din nou și din nou. Știți ce ne spune asta? Că Iisus a fost întotdeauna planul A. Prin Iisus, prin jertfa Lui, devenim desăvârșiți la nivel spiritual în fața legii. Iisus este diferit. De asta îmi place cel mai mult să vorbesc despre El. Orice predică, orice cântare, orice lucru pe care îl facem și nu-l are pe Iisus în centru, este zero. N-are nicio valoare. Iisus este diferit, deoarece El este om, dar nu orice fel de om. Iisus nu a păcătuit în toți cei 33 de ani pe pământ. Noi o zi nu putem fără. El a făcut asta pentru 33 de ani. Asta înseamnă că moartea Lui nu a fost datorată. El nu era dator să moară. Da? El nu era dator să moară. Și fiindcă era Dumnezeu, care este infinit, jertfa Lui se poate aplica la infinit. Asta nu înțeleg unii. Jertfa Lui nu trebuie repetată niciodată. Prin jertfa Lui Iisus, toți cei ce credem suntem declarați curați în ochii Lui Dumnezeu. Haleluia! Pavel spune în Romani: acum, dacă am murit împreună cu Hristos, crede că voi și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moarte de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, pentru că El a înviat, amin? Trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, ăștia suntem noi. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Vom muri cu toții, dar morțile noastre sunt meritate pentru că toți păcătuim. Iisus nu a păcătuit pentru că este Dumnezeu în formă umană și nu a meritat să moară.
Dar Iisus și-a folosit propria moarte ca jertfă, astfel încât fiecare dintre noi, dintre cei care credem, să avem trecere liberă la Tatăl în Rai. Și ai să întrebi acum, păi n-ar trebui toți să fie de partea lui Iisus și să meargă în Rai? Cam asta ar fi ideea. Dar mulți nu vor. Chiar și astăzi mulți îl resping pe Iisus, fiindcă ori nu le plac termenii lui Dumnezeu, ori le place prea mult viața, stilul de viață, ori nu le place biserica și activitățile ei, sau sunt în o altă religie, pur și simplu resping autoritatea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun astăzi și să auzi din gura mea, pentru că este aici scris, iadul este real. Pedeapsa veșnică este reală. Consecințele păcatului se văd, rămân, nu se șterg. Iadul este real. Ce este de făcut? Isaia 55, îmi place așa de mult că un profet al Vechiului Testament spune lucrul ăsta. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de ce? De gândurile lui. Acolo pornește totul. Să se întoarcă la Domnul. Asta înseamnă pocăință. Care va avea milă de El. La Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Ce-mi place asta. S-ar putea ca acum să nu înțelegi nimic din ce am spus eu acum aici. Să nu, în capul tău să nu facă sens multe. S-ar putea, în mod general, să nu înțelegi căile și mijloacele lui Dumnezeu, dar ascultă-mă ce spun, tot va trebui să crezi. Este imposibil, spunea Pavel, cu vorbele astea umane, să descriem raiul. Dar tot va trebui să crezi. La fel, este imposibil să descriem durerea, nenorocirea iadului, dar tot va trebui să crezi. Eu, unul, am ales să cred în ceea ce a spus Domnul. Ar fi bine să alegi și tu la fel. Matei 24 spunea Hristos așa, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Așa că astăzi, dacă nu ți-ai pus încă încrederea în Dumnezeu, dacă n-ai încă credința asta vie, că El poate restaura viața ta, te sfătuiesc să te întorci la Domnul. Roman 10 spune Pavel așa, dacă mărturisești deci cu gura ta că Iisus, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. That simple. Alb sau negru? Da sau nu? Nu este gri. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se aude la, se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Astăzi când am învățat de păcat, ce vreau să spun este că trebuie să crezi. Nu trebuie să lucrezi mai mult. Dacă este cineva aici care a zis, gata, trebuie să fac mai mult, nu, ai greșit. Ai să faci după. Acum trebuie să crezi. Mântuirea este oferită tuturor celor care vin la Iisus. Pentru că aceasta este mila lui Dumnezeu. Peste noi trebuia să coboare moarte, blestem, nenorocire. Dar El le-a luat asupra Lui și pe noi ne-a îmbrăcat în har. Amin? Așa că astăzi, oricine ești, poate mai în spate, poate mai în față, te îndemn cu Dumnezeu ca martor, dă-te jos de pe tronul tău. Fiecare mintea noastră suntem un mic idolaș. Avem atâta grijă de noi, ne pasă așa de mult de ce cred oamenii despre noi, ne place așa de mult de noi. Astăzi, dă-te jos de pe tronul individual. Înțelege că nu ești mijlocul universului, ci este unul care stă pe tron. El chiar este mijlocul universului. El chiar a creat toate lucrurile acestea. De fapt, Dumnezeu este mai mare decât universul. Biblia spune că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi înșivă, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea, prin urmare, adică raiul, nu este ceva ce poți câștiga sau poți pierde. Este un dar oferit gratuit de Dumnezeu. Nu poți nici câștiga, nici nu poți pierde. Este darul lui Dumnezeu. Tot ce trebuie să faci, astăzi, acum, este să accepți darul. Ești gata să-l accepți? Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu.
Sper că acum vei accepta harul și iertarea. Pentru că n-a trăit vreodată un om, nu va trăi vreodată un om, nu trăiește un om fără să păcătuiască, cu gândul, cu fapta, cu vorba. Dar astăzi, pentru că ți-ai răspuns la întrebarea am păcătuit, da, înseamnă că mori, înseamnă că ești păcătos, înseamnă că sunt păcătos. Vreau să te adresez următoarea întrebare. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Poți să spui da? Înseamnă că ești mântuit. Nu e ceva ce poți obține, omule. Ni s-a spus în toată cultura azi, de când suntem noi, țară unde este creștină și unde Dumnezeu e prezent, a venit prin Sfântul Andrei și așa mai departe, că da, da, mai trebuie să mai și faci ceva. Și atunci aducem o ofensă la jertfa cea mai mare, cea mai frumoasă și spune că mai trebuie ceva în plus. Ce trebuie în afară de Iisus, te întreb eu. Ai să mergi înaintea Tatălui în ziua aceea și ai să spui, Doamne, eu cred în Iisus, dar uite, mai am și ceva fapte că le-am făcut. Ai să spui asta? Nu. Nu. Atunci, înaintea tronului, nimeni nu va sta prin puterea Lui. De fapt, dacă stai și te uiți, orice om care a avut o răpire sufletească, în fața căruia s-a prezentat Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ din puterile lui, a trebuit să vină să-l atingă o forță externă, să poată să stea înaintea lui Dumnezeu. Mulți cred că vor ajunge acolo și vor negocia cu Dumnezeu. Doamne, Tu nu știi ce mi-a făcut taică meu. Tu nu știi ce mi-au făcut băieții la bloc. Tu nu știi abuzul pe care l-am suferit, Doamne, Tu nu știi că eu am fost cel mai sărac din sat. Nu. În fața lui Dumnezeu toți vom sta ca muți. Dar slavă Domnului pentru Iisus, avocatul nostru, cel care va veni și își va pune mâna după umărul nostru, cel care s-a ridicat atunci când l-a ucis pe Ștefan și el va spune, vino în odihna tatălui tău, Tu ești al meu. Doamne, dar nu știi că eu am păcătuit, Doamne? Am fost un nenorocit de zeci de ani în biserica Ta și tot am păcătuit. Da, știu, pentru păcatul ăsta am plătit eu. Tată, El este al tău. Vrei să fii și tu acolo? Vrei să poți să fii și tu în stare să faci treaba asta? E, acum trebuie să-L accepți. Haideți să plecăm cu toți capul, să închidem ochii. Momentul ăsta este pentru tine. Dacă n-ai făcut niciodată rugăciunea asta a pocăiței, o poți face acum în gândul tău, să repeți în gând după mine și să spui așa, Tată Ceresc, îmi pare rău de păcatul meu, mi-e rușine de el, mi-e groază că nu mă pot lăsa, intervină Tu, Doamne. Cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al meu personal. Cred în Iisus, Doamne, și în toate cuvintele Lui. Astăzi mă întorc la Tine, primește-mă acasă. În numele Lui Iisus. Aleluia. Și acum pentru ceilalți care au făcut rugăciunea asta, dar mai au încă probleme. În timp ce stăm cu ochii închiși, cu capul plecat, mă rog pentru voi, în numele vostru, Doamne, îți mulțumim că încă mai ai răbdare cu noi. Îți mulțumim că n-ai obosit iertând, Doamne, pentru că în fiecare zi am nevoie de iertarea Ta. Doamne, îmi pare rău că atunci când credeam că sunt mai tare, atunci am căzut. Iartă-mă, Doamne. Atunci când m-am crezut mai sfânt, groapa era înaintea mea. Atunci când m-am crezut mai bun, am făcut cele mai mari răutăți. Doamne, îți mulțumesc că n-ai obosit iertând. Doamne, tot ce voi face de acum încolo este pentru slava, pentru gloria numelui Tău. Numai Tu meriți. Aștept ziua aceea a revenirii Tale.
profund încredințat că Iisus Domnul îmi va da acces în raiul Tău, Doamne. Cred în El și prin jertfa Lui sunt iertat, recondiționat, o făptură nouă. Și binecuvintez numele Tău și Te slăvesc, Tată, pentru că M-a rugat în numele Lui Iisus, prin Duhul Sfânt care este martor aici. Aleluia! Să cântăm! Să-mi
tot ce-ai promis. Ești veșnic credincios, credincios. În mâna ta stau, am toată încrederea. Tu nu mă vei lăsa. În tot ce-ai promis, ești veșnic credincios. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Toți cei care ați făcut aceste rugăciuni, dacă ești în prima categorie sau în a doua, este extraordinar, Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru cei din prima categorie care au făcut rugăciunea pocăinței din toată inima și nu te-ai botezat, ăsta e momentul să te botezi. Hai să spun... Încă două secunde, hai să spun de ce. Pentru că și dracii cred și se înfioară. Adică nu fac nimic, numai brrr. Te-a trecut un fior astăzi, nu e suficient, trebuie să faci ceva. Da? Trebuie să rostești această rugăciune cu intenția să te lași de păcatul acela. Asta merge și pentru prima categorie și a doua. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu are un plan minunat cu voi. Dacă nu te-ai botezat, vino la sfârșit, caută-l pe Ionuț. Uite-l pe Ionuț acolo, băiatul ăla frumos, așa, înalt, blond. Îl cunoașteți toți? Ia. Și pentru ceilalți, trebuie să găsești pe cineva să te mărturisești. Pentru că păcatul de care nu reușești să te lași trebuie mărturisit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea o săptămână maximă. Abia așteptați grupurile, nu? Aleluia! Săptămâna asta o să fie putere. Dacă nu ești într-un grup, Domnul să aibă milă de tine, nu știi ce facem cu tine. Domnul să se îndure. Rămâi la sfârșit să discutăm. Poftă bună tuturor, azi poftă bună, că ta v-am dat aici. Păcatul ăsta trebuie, așa trebuie făcut, n-ai ce să-i faci. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, săptămână maximă, ne vedem duminica cealaltă la 9:45 pentru cei care își beau cafeaua. Fiți toți binecuvântați!